în comuna Muireasca, mai multe drumuri au fost afectate de alunecările de teren provocate de ploile abundente din ultimele luni. Ca urmare, în acest moment se află în desfășurare lucrări pentru refacerea și modernizarea căilor de acces spre locuințele și gospodăriile oamenilor din zonele afectate. În comuna Muireasca se efectuează lucrări de reparații și modernizare la drumurile afectate de ploile abundente din ultima perioadă. Viiturile puternice au provocat alunecări de teren, astfel este necesară o reparație a drumurilor de acces spre locuințele și gospodăriile oamenilor din zonele afectate. Se intervine cu ziduri de sprijin și betonare a întregului drum. Chiar acum ne aflăm în plină desfășurare la o lucrare. Datorită ploilor care au căzut în urmă cu aproximativ 2 luni de zile, s-a produs o viitură pe acest pârâu și s-au produs câteva alunecări de teren. Noi, bineînțeles, pe situații de urgență am intervenit în vederea remedierii acestor probleme, să putem să redăm circulația pe drumul respectiv cât mai rapid și tocmai de asta, la ora actuală, am găsit o soluție, executăm niște ziduri de sprijin și în același timp facem o betonare a întregului drum, astfel încât să asigurăm cetățenilor din zonă căile de acces spre locuința și spre gospodăriile lor să fie în condiții cât mai bune. Cu toate că, așa cum se vede, relieful este destul de vitreg din punctul ăsta de vedere, e o pantă destul de mare, am găsit soluție și mă bucur că putem să rezolvăm această situație, pentru că altfel riscam ca familiile din această zonă să rămână izolate și să nu mai ajungă la gospodăriile lor, să-și facă aprovizionarea cu tot ceea ce le este necesar. Lucrările se află în plină desfășurare, urmând să fie finalizate la sfârșitul săptămânii.